fac nici măcar raliu ca pe o formă de dependență. Adică din cauza adrenalinii. Și ce am observat la mari campioni, o detașare. Nu știu dacă ați văzut. Să uitați așa. Nu au încrâncenare. De exemplu, mă uitam la Lep, Lep când conduce, și deci când iese din curs, să zici că își ia diplomatul, se dă jos, își ia costumul și zici că se duce la birou. Nu are tensiuni din alea interioare, nu are... El face profi ceea ce face, fără să. Foarte important. Detașarea. Și de asta, am o problemă. Limitele implică emoțional. În terapie. Care este limita implicării mele emoționale în terapie? Asta nu știe niciodată și nu știe nimeni să răspundă limită. Ce ramura psihologiei sau psihoterapiei a parcurs. Pentru că nu știi. Freud vorbește despre neimplicarea binevoitoare. Alții vorbesc de empatizare. Și atunci, nu știu niciodată. Apropo, există atașamentul față de pacient? Există atașamentul față de inițiați? Da. Deci, la un moment dat, când mi-a plecat mie prima serie, frate, mi-a rămas un gol în suflet. Simți așa că... Se duce ceva, vorbesc serios. Păi mi-am dat seama că e un lucru firesc, că există atașamentul față de părinți și față de copii. Știți că se vorbește de bărbații care nu au fost, nu i s-a tăiat buric, da? Față de mamă. Există atașamentul ăsta. Naș. Și trebuie să vedeți. Și vreau să spun că nu puteți să evoluați. Se poate evolua, e adevărat, și în gașcă. Dar e un pic altfel. Pentru că la un moment dat tot te rupe Dumnezeu în două. Chiar dacă, știți, poți să mergi în echipă până la un moment dat. Dar la un moment dat, tot trebuie să se rupă relația asta. Pentru că ideea este felul următor. Evoluția mea spirituală și examenul meu spiritual este personal. Nu e în gașcă. Înțelegeți? Deci chiar și dacă te duci la o mănăstire de obște, judecata e personală. Nu e de grup. Și când mă refer la judecată, mă refer că te întreabă cineva, ai furat, ai mințit. Mă refer la un examen mult mai elaborat decât este prezentat și nu este prezentat nou. Cred că e important ce ai înțeles din lumea asta. Întrebări, voi? Blocaje pe ceacră 1, 2, 3. Cum le deblocăm? Blocajele pe ceacră 1 și 2, 1, 2 și 3 țin de viețile de obicei, de viețile de putință. Sunt supreși, da? Sunt de la nivele subconștient. Au o strânsă legătură sexualitatea, au o strânsă legătură cu karma de neam, au o strânsă legătură cu cum percep eu viața, propria mea sexualitate, propria mea masculinitate, propria mea feminitate, organele sexuale. Da? Rinichii și tot ce este mai jos țin de energia sexuală. Da? Cu cât sunt mai blocate ceacrele de jos, cu atât înseamnă rezistență la schimbare mai mare. Când de asta apar cancerele de colon. Da? Rezistența la schimbare. Sunt oameni care nu vor să schimbe pentru că ei se consideră pe ei bine, pe ei și bine. Asta e cel mai mare pericol. Să crezi că tu ești ok. Să crezi că tu ești ok și că nimic, nu mai ai nimic de învățat. Asta e un pericol. Da? Deblocarea se face prin conștientizare. Se poate face terapie energetică, corect, ajută, corect. Dar tot conștientizarea este cea care menține ceacrele deschise. Pentru că dacă eu am probleme de gândire, probleme de raportare relativ la sexualitate, sex, etc., automat ar să se blocheze la loc. Pentru că eu închid energia sexuală. Energia sexuală trebuie să funcționeze. Punct.
Da? O închid. De ce? O închid pentru că nu mai vreau să am nicio treabă sexuală sau mă enervează sau mă repungă sau... Dar nici... asta nu e ok. Pentru că asta oricum nu mai afectează structurile. Structurile inferioare, deci centrul energetic inferior, afectează dinții, oasele, tendoanele, mușchii, toate astea sunt date de câmpurile inferioare, de centrul energetic inferior. Și automat, dacă ai o funcție astfel, automat sau am o problemă de oase, încheieturi, mușchi, dinți, păr, etc. Simplu. Cum se rezolvă? Conștientizare. Orice blocaj energetic este datorat unei sume de idei greșite. De altă dată, că sunt jurăminte de castitate, că sunt jurăminte de. Sunt acolo. Asta se anihilează, mă rog, de către cine știe, am provocat peste mine și jurăminte, că sunt niște programe. Dar eu nu și nici eu mai spun să vă pot să vă schimbe modul cum vă raportați voi la sexualitate. Asta nu puteți să faceți decât voi. Ok? Aici nu înțeleg. Dependența de cei pe care îi iubești? Păi, foarte simplu. Noi suntem dependenți de persoana pe care îi iubim, pentru că noi avem niște așteptări de la el, la persoana respectivă. Și asta este cel mai greu. Și, de fapt, de la asta pleacă manipularea, da? Mă rog, nu asta era ideea, da. Deci iubești o persoană și tu ai pretenția ca ea să comportă într-un anume fel relativ la tine. Cum ai avea tu nevoie, nu se poate purta decât cum poate ea. Adică, știți ce? De la magazinul de pâine nu poți să ții decât pâine. Așa sunt și oamenii. Nu poți să ceri de la un om să-ți dea ceea ce nu poate să-ți ofere. Și dacă eu nu poate să-ți ofere și tu ceri asta, formă mai ața, nu iau. Ok? Cum pot să devin independent de cei pe care îi iubesc? Foarte simplu. Există iubirea și de la distanță. Pot să-mi placă pantelele negre, dar nu cred că mi-aș dormi cu una în casă. E foarte frumos acolo la el. Și sunt foarte multe lucruri frumoase care sunt foarte frumoase acolo la ele. Da? Pot să le iubesc la distanță. Ok. Gemenii monozigoți au aceeași vârstă să vină acea rupă de există acasă pe care am venit să vină dintr-un cel mai așa, dintr-un cel mai mic. Absolut da. Deci nu vin nouă aceeași vârstă astrală. Nu este obligatoriu. Nu trebuie să vină în același loc. Nu este obligatoriu. Pot să vină din celuri diferite. Adică monozigoții sunt cei din, da, într-o singură celulă. Măi, nu. Monozigoții, teoretic, ar trebui să vină din același loc. Pentru că au asemănarea foarte mare. Deci vibrația foarte mare. Pentru că ceea ce dă vibrația este tocmai o anumită așezare a ADN-ului. Dacă sunt monozigoți, înseamnă că au aceeași așezare a ADN-ului. Deci, în mod normal, monozigoții ar trebui să vină în același loc. Da? Și să aibă cam aceeași vârstă astrală. Și vin ca și pentru că au o lecție comună, să se sprijine. Da, să se sprijine împreună, să aibă putere mai mare, pentru că e ca o altă putere. Fiind doi, deci automat câmpurile lor sunt oarecum unite, sunt doi într-unul. Da? Deci la cei monozigoți. Deci monozigoții, da. Uite, n-am verificat, dar teoretic și, mă rog, ar trebui să fie în același loc. Și pe aceeași vârstă asta. La cei dizigoți, clar nu. Se poate să fie legat pe viață, cum ar fi, fără a putea fi legat? Sincer, nu cred.
Pentru că orice program presupune și dezlegat. Deci nu există program care să fie dezlegat. Părerea mea, nu există până acum. Cumva tot te poate dezlega Dumnezeu. Cum să te detașezi de o persoană foarte dragă, să nu-ți mai fie dor? Dorul este o formă de transfer de SNL. Când ți-e dor, înseamnă că sufletul tău e la persoana respectivă. Sau invers. Simți dorul ei față de tine. Ok? Deci când apare dor, înseamnă că e deja făcută conexiunea. Și trebuie să văd. E sufletul meu la el sau e sufletul ei la mine? În momentul în care am despărțit sufletele, mai apare dor. Dar ea apare tot ca și în urma unui atașului strică. Telepatia. Evident că telepatia presupune o conexiune. Și automat presupune tot un string sau o legătură. Atașamentul față de copii, asta e cel mai greu. Cel mai ușor mod de detașare vis-a-vis de copii este în timp să-i trimiți în tabere. Da. Să-ți găsești tu lucruri de făcut care să-ți placă, nu să stai cu timpul cu gândul la copii. Adică, efectiv, să fii implicat cu totul în ceva. Îi trimit pe tabele, eu mă implic în acel ceva. Îi trimit pe tabele, eu mă implic. Eu se pare că sunt foarte in în cuii mei, că mi-a fost foarte greu să mă detașez de copii. Da? Și atunci, detașarea se face efectiv în canalizez atenția către altceva. Eu sunt acolo unde este gândul meu. Da? Și pe măsură ce mă concentrez, automat îmi iau înapoi sufletul. Da? Îi trimit în tabără, îmi iau sufletul meu. Ei n-au nevoie de sufletul meu ca să... Pentru că ei au lecții lor de viață. Noi dăm din sufletul nostru și din dorința ca ei să nu pățească cine știe ce. De frică. Dar te iau lecțiile lor de viață. Indiferent care sunt ele, sunt lecțiile lor. Evident că e greu. Dar aici se pune cumva să-i spui spiritual și să-i ce. Care-i scopul vostru? Apropo de copii. Ce vreți de la ei? Ați înțeles? Bun. Dacă eu vreau, doresc ca ei să evolueze, trebuie să gata să-și ia lecții. Nu pot să le aibă pentru ei. Și asta presupune să îi eliberez, să îi lepe tute și vezi de viața ta. Cum să mă vin teama pentru zbor cu avion? Nu, de ce? Poate că trebuie. Vă dați seama, să dea și mă gândeam cât de... cât ți se închide orizontul dacă nu ai putea să zbori cu avion și ți-ar fi frică. Aici poate să-i devină telepatie, ăsta, hipnoza. Aici se pot face tehnici de regresie, să vezi de unde ți apare frica cu avion. Aici se poate face tehnici de NLP, deci neuroprogramare lingvistică. Sau, există chiar și... Se poate lua chiar medicamentos. Adică există anxiolitice. Sunt medicamente care încalță și pentru inimă, știi? Nu știu. Se dau inclusiv la actori. Ca să le scadă, se cheamă... Trac. E propanolul, se dădea parcă. Care nu știu ce are prin el. Și atunci scade frica. Nu trebuie să treci. În timp, da, vreau să spun ceva. Dacă înțeleg mecanismul fricii și mecanismul și frica este o energie pe care pot să o sublimez, atunci automat o să scap și de frica zborului. Pentru că știți că e unul dintre cele mai bune, e psalmul 22. Da? Că de voi fi și umbla în mijlocul morții, nu mă voi teme că și tu cu mine ești. Băi, în mijlocul morții. Adică, asta a fost un psalm care a fost făcut în timp
pentru război. Adică în mijlocul morții dă seama că dau capete. Salm în stânga, salm în dreapta. Și este numai psalmul 22. N-aveai timp să spun foarte lung, că vrei mai repede. Și ca să aibă timp să-l termin, spune psalmul 22. Da? Bun. Nu, eu vorbesc foarte bine. Psalmul 22 e foarte bine. Și alt psalm de curățire, foarte tare, psalmul 50. Să mai gândim un pic. Spuneți la nu-l citiți. Nu-l citiți. Țineți minte, e o replică foarte drăguță în Avatar. Era, când spune ea, I see you. Te văd. Bă, când te văd, când vezi pe cineva, înseamnă că îl vezi cu totul, trup și suflet. Nu că mă uit să văd, da? Aia, să ne ai, da? Când te văd, când văd un lucru, îl văd așa cu totul. Învățați să vedeți lucrurile, da? Și e psalmul 50. Și la un moment dat spune psalmul 50. Stropi-mă, vei, cu isop și nu mai curăți. Spăla-mă, vei, și mai ai de toți de zăpadă în urmă. Băi, dacă te gândești la Dumnezeu așa, că dă drumul așa la isop, și ai deschis cerurile până 10. Când curge din cer, aia este ca un duș de la noi. Și ea jec mai așa de pe noi. Frica, tot un jec. Frica, egal, jec. Vă e clar? Orice frică, e un jec. Nu există frică pură. O frică e o miserie. Vă e clar? Și să te confrunți direct cu ea. Nu. E expunerea la stimul. Corect. E expunerea la stimul. Dacă mă întrebați, spune că e cea mai bună metodă. Exemplu. În sportul extrem. Bă, indiferent de ce fie. De duci, frate. Sporturile extreme sunt bune în terapia fricilor și terapia depresiei. De ce? Pentru că în momentul în care ești acolo, deși este un sport extrem, este un sport relativ safe. Dar trebuie să-mi iau brevet că vreau să zbor cu delta plan. M-am gândit eu ce mai plăcea mie cel mai mult. Eu sunt de la care să stau în scaun, deci pe mine nu o să mă vezi cu parapata și nu o să mă vezi nici cu avionul. Dar cu delta plan cu motor, da. Și vreau un delta plan cu motor. De ce? Să sperii câștia. La treaba asta. Ui. Și... Ce? Nu că le sperii, nu le fac nicio rău. Le alerg, o să fac în mușchi. Le fac un bine. Dai seama, alerg, mai se duce din colesterol. Adică nu colesterolul de la oaie. Bun. Ideea este, revenim. Nu mai știu ce sport. N-apare de delta plan. Sportul extrem sunt o formă de să fii la limita între viață și moarte. E la limita dintre viață și moarte. Pasă limita ta. Pentru că e frica ta care te duce acolo. Încep să prețuiești viața. Ați înțeles? Cu cât e mai greu și cât e mai periculos, cu atât nu vrei să prețuiești viața în lungă străinătate. Există chiar metode de terapie la sportul extrem. Ți-e frică ce vrei? Nu îți place să treci? Hai cu tatăl meu, pentru că și niște rafting. Pui cască, îi pui umeri să nu moară acolo. Îi pui o plută pe ea și dai drumul pe rând. Dacă mori cu practică în sport extrem, cum se poate? Dacă nu te simți ucidere sau... Nu ce vrei să vezi? Nu. No. Adică... Nu e o formă. Cine devine instructorul? Tu? Șansa? Dumnezeu? Păi depinde de intenție. Da. Dacă tu ai vrut să treci pe acolo, dar drum ai intrat în pom, e una. Dacă ai intrat în pom, uite, e tot altceva. Acolo nu poți să mai mici. Poate că... Bani, și să rupe. Ideea că... Nu, dacă se rupe, nu-i vină, da. Și dacă, de exemplu, merg ca voluntar într-un loc din ăsta unde se bombardează... Periculos. Și mori. În ideea că dacă te împușcă unul și îți crea karma.
există la un moment dat, există ceea ce se cheamă a ispiti pe Dumnezeu. Adică există chiar și în pildele cristice momentul demonului. Știi, când îi spune, aruncă-te că știi că e scris că îngerii vor avea grijă să înțelegi piciorul. Da. Dacă tu faci treaba asta în speranța că o să mori, este, nu faci speranța, dar așa. E o ispită a lui Dumnezeu, nu? Nu e. S-o plătești ispită. Adică există niște limite de care poți să te joci. M-am răsturit cum eram în cea seară și mă plimb pe mama de la casă să văd dacă rezist, dacă mă ține. Ai înțeles? Cum putem să anulăm suferința? Suferința îți arată că greșești. În momentul în care găsești soluția optimă, suferința dispare. Punct. În momentul în care suferi, înseamnă că nu ești în locul în care trebuie să fii. Sau ai ceva de plătit. Scuze, mai ai și motivul când ai ceva de plătit. Deci n-ai decât să-ți asumi. Da? Pentru că suferința este e ca la cap, știți? Te trage de zăpadă, știi? Cam așa e suferința. Îmi pare rău, dar asta e. Suferința e lucrarea prin care să te închidați pe lumea asta. Ai muncit dacă nu să fii foame? Să fii serios. Te-ai îmbrăcat dacă nu ți-a fi fric? Să fii serios. Știți că până și căsătorie are ca motivație cu totul la toate energia. Cum să mă iubesc? Deci, poți să te iubești cunoscându-te. Haideți să vă dau un exemplu. Știți? Nouă ne place sau nu ne place corpul nostru, știți? Dar tehnologia care a fost pusă în corp este indiferentă de forma lui. Și tehnologia care este în, eu știu, Tom Cruise și tehnologia în, cum o cheamă pe aia, în logotipul de asta mai mișto, este aceeași. Ați înțeles? Și asta este aceeași cu tehnologia care este în cea din urmă bată. Forma diferă. Da? Și atunci, problema mea este că apreciez mai mult forma decât fond. Ați înțeles? Și atunci, în momentul în care înțelegi cum ești construit și că eu nu sunt construit cu nimic mai pe jos decât ăla, încerc să-mi dau seama că există un motiv pentru care eu sunt cum sunt și nu sunt cum e celălalt. Și atunci îmi accept asta. Când îmi accept asta, încep, când știu foarte clar ce sunt, ce rol am, ce pot să fac, încep să mă iubesc. De ce sunt capabil? Pentru că noi nu iubim, că nici măcar nu știm de ce suntem capabili. De potențialele noastre. Da, suntem toți pioni. Corect. Și nu ne iubim pentru că ne considerăm pioni. Dar dacă știți că aveți potențial de regină sau de regi, cam cum v-ați primit? Și că nu că aveți potențial, că făcând anumit pași pot să ajung rege sau regină, cam cum ar fi. Și mă refer la, mă rog, să mă aduc cu veleșul sau mă știu ce. Și la nivelul spiritual, și la nivelul fizic, și la nivelul ăsta. Știți că cei care ajung sunt de fapt cei care cred în ei înșiși și în potențialul lor. Adică eu cred că pot să ajung acolo și faptul că eu cred că pot să ajung acolo, știți ce înseamnă? Știu că sufletul meu e deja acolo. Și eu merg doar pe calea, eu doar merg. Pentru că eu deja sunt acolo. Dacă eu mă îndoiesc că ajung, deci dacă eu zic, mă duc pe un vârf, un vârf cu Everestului, da? Și am ca idee să mă duc acolo, eu deja am plecat pe calea către Everest. Păi, clar. La un moment dat, noi jucăm rolul. Noi jucăm rolul. Și ca să intru într-un rol, trebuie să mă pregătesc pentru acel rol. Exact.
exact ca un actor. Aveți cuvântul în dată. Haideți să vă povestesc o fază. Știți cum am făcut eu cu hamărul ăsta? Și a fost foarte drăguț. Trebuia să studiez artele marțiale. Toată lumea zice că mi-am luat mașină de interloc. Dar nu e așa. Mașinile de interloc nu sunt hamărul. Propus. Hamările sunt mașinile de tutori de MMA. Da? Tutorii de MMA au hamărul. Nu. Bun. Și se întâmplă următorul fenomen. Când văd mașina de curse, îi dau unui tip și la un moment dat când să-mi dea ultimii bani, zice, pot zice, nu mai am să dau bani. Zice, îmi dau o mașină să-ți dau. Ce mașină? Îți dau un fan. Dar paradoxul știți care a fost? Că eu mă apucam să studiez artele marțiale, luptele de contact, da? M-am antrenat, mi-am luat echipament, deci îmi intram în rol. Mi-am luat echipament, mi-am luat proteză, mi-am luat bandaje, mi-am luat mânuși. M-am dus la sală, am început să mă antrenez, să fac atletism, să fac fiare, să fac sală, să fac nu știu mai ce. Și după aia, automat avem și hamăr. De ce? Pentru că face așa din... face parte din pachet. Vă e clar? Și atunci, simplu fapt de a intra într-un pac, într-un rol, îți aduce, deci fac niște elemente care mă duc către rolul respectiv și automat vin și celălalt de principiul rezonanței. Dacă vreți să vă pregătiți pentru insucces, trebuie să faceți. Foarte ușor. Dar dacă vreți să vă pregătiți pentru succes, trebuie să vedeți care este succesul, ce fac persoanele respective și să vă băgați în rolul respectiv. Adică, ce trebuie să fiu pilot? Clar, trebuie să fac un curs de pilotaj. Păi ce trebuie să fac? Păi trebuie să fac aia. Păi ce trebuie să fac? Trebuie să fac aia. Așa, dacă doar visez. Deci, nu mi-e intenția. Trec direct la practică. Deci, îmi fac niște elemente care conduc către ceea ce îmi doresc eu. Ce îmi doresc să fiu? Medic. Păi. Dacă o să-mi doresc să fiu medic, dar nu mă duc și eu măcar la facultate de medicină. Nu prea am cum să ajung medic. Ce facem cu cei care nu mai au credere? Cei care... eu sunt foarte tranșant pentru cei care... cu cei care nu mai au credere în ei, știi? Lipsa de încredere vine și ea de undeva. Bun. Și vine. Din faptul că s-au născut în alt sex decât își doreau. De cele mai multe ori. Din faptul că n-au reușit anumite lucruri. Din faptul că... și tot este... se duce până la urmă la schimbarea gândirii. Eu trebuie să îi ajut să-și schimbe gândirea. Ok. Să le arăți ce au realizat. Că n-ai încredere în tine. Bine, mă, dar uite, ești aici, ești așa, ești așa, ești așa. Părțile pozitive, părțile negative, dar părțile pozitive. Da? Stările. Să explici de ce. Păi, evident că dacă tu vrei să obții ceva ce n-ai cum să obții, n-ai cum să-l obții. Da? Nu pot să fiu serios. Nu pot să fiu Nadia Comăneci. Îmi pare rău. Nu înțeleg și de valorile pe persoane, ca să poți să-și atragă. Evident. Apropo de asta, că tot se vehiculează cu secretul. Băi, poți să-ți dorești tu cu frit. Dacă ai de hașul mic, nu o să te termin niciodată. Ceea ce determină, de fapt, în tine este sufletul. Și dacă sufletul tău e mic, nu poți să determini în lumea asta. Vă e clar? Deci, primul lucru de care trebuie să mă ocup este sufletul meu. Dacă sufletul meu e ok, automat o să obții și ceea ce îmi doresc. De asta e timp mai mult, deși de frunghiile și mai știu ce. Eu merg foarte puțin pe oamenii care nu m-au încredere în mie și nu mai vor să miște, eu nu-i mai primesc. Eu știu că, teoretic, dar eu să fac, să zic, nu. Eu nu mai cred că trebuie salvați toți. Îmi pare rău. Nu am scăpat de sindromul salvatorului. Da? Și eu le spun, auzi, ce dacă vrei să te sinucizi, fă-o, nu mai încurca lumea. O să fie un prost un plus în ea. Nu cred că mă afectează pe mine și nici cel. Dar zic, uite, tu pierzi șansa să. Adică eu dau foarte mult pâine de păreți. Și le explic că uite ce se întâmplă dacă faci treaba asta. Oricum ești obligat să te întorci. De
Deci eu le spun din perspectiva mea, de psiholog și de mentor, da? Ori te duci frumos în ea, stai 7 ani, după aia trebuie să te întorci, trăiești, când să fie în lumea mai dragă, o să mor singur. Dintr-un anumit motiv, fie de sinus, fie de somn, fie pentru că ți-ai terminat programul. Și așa că ori tragi acum și faci ceva, ori alegi, da? Pe mine nu mă duc ca când am timp. Sunt drăguț, nu? Marea majoritate sunt toți. Desinucis încă niciunul. Da, mă rog. Mai ai. Mi-ar părea rău, da. N-ai ce să faci, nu poți să examezi pe toți. Dar, ca idee, nu cred că și apropo de încrederea, încrederea în tine și de voință. Voința este o energie. O ai sau nu ai, sau e blocată, se poate debloca. Capacitatea de a termina o energie, o ai, nu ai, se poate debloca. Da? E simplu, fapt de a curăța, cum îți schimbă perspectiva asupra lumii. Și atunci, curățarea energetică poate să fie treaba asta. A, că el e depresiv din naștere și că în realitate nu are niciodată nimic și acum descoperă că e așa, nu mai am ce să fac. Dacă Dumnezeu nu reușește să-i arate că viața mea e întreită, eu nu cred că sunt mai bun decât el. Să-i arăt eu. Dar v-am zis, dacă un om cere ajutor, înseamnă că mai poate să schimbe, dacă nu, îl găsești sinucis. Atâta timp cât mai zice ceva. Relativ la orice am spus mai devreme cu mașinile, eu nu să văd foarte bine mecanismul prin care poți să cer ceva. Deși șmecheria să ai proiectivă, să ai lucruri respectiv, dacă de altă parte, nici chestia cu cât dorești ceva, dar nu știi, ai proiectivă să ai lucruri respectiv. Deci, în primul rând, poți să afli dacă ai voie sau nu să ai. Dar, în doilea rând, nimic te pitică să ceri. Deci, în primul rând, a cere cel mai ușor lucru. Da? Până la urmă, știi, omul propune, Dumnezeu dispune. A cere este un început de relație cu Dumnezeu. Să știi. Și nu cred că... Hai să-mi spun ceva. Pentru Dumnezeu, cred că... că îmi dă un trabant sau că îmi dă un Ferrari, cred că e la fel de neimportant pe undeva. Adică nu cred că Dumnezeu face diferențe. Cred că eu le fac, nu el. Și atunci, problema e la mine. Ok? Și la am sau nu dreptul, pot sau să nu trebuie. Știi? Pentru că vreau să spun ceva. Aici spune problema și de modul cum primești ceva. Și există două moduri în a primi ceva. A primi ceva. Fie primesc detașat, adică nu mă interesează. Ai înțeles? Fie. Ai înțeles? Deci, sunt două moduri. Niciunul nu e bun. Ai înțeles? Nu e bun. De ce? Păi, unul, nu apreciez ce am primit de la Dumnezeu că da. Și doi, bă, m-am îngropat darul. Ați întâlnit vreodată oameni pe care îi îngroapă un dar? Există dat prea mult? Bun. Sunt cele două extreme. Și atunci tu nu poți să primești decât ceea ce poți tu să primești. Nu știu ce mai trebuie să te mergi. Un avion acum? Cum aș primi? Cred că aș primi cât așa. Cred că poți să-l primi. Să vin singur, să vin la timp și la avion. Da, da. Dar vă dați seama, 4 ore, 45 de minute dacă e un de la sănătos. Am prins, am ținut cursul, plecat. Nu mai merg cu mașina. Chiar la asta nu am gândit. Pe viitor. Private jet. 8 locuri, uite, pot să iau și pe ei. Și câine. Bun. De unde vine nehotărârea? Din lipsa lipsa voi, deci nu știu ce se vrea Dumnezeu de la tine. Deci, este pe următorul principiu. Decât să vină hotărât, mai bine alege un lucru prost. De ce? Dacă aleg un lucru prost, măcar învăț. Dacă n-aleg nimic, sunt ca la mijlocul drumului care stă între două drumuri. Se mă duc în stânga? De asta, ca să fiți liniștiți, să fiți hotărâți în ceea ce faceți, vă dau un sfat pe care l-am găsit într-o poveste. Mie mi-au plăcut povești. Și sfatul era din... cred că în Luța
pus în zi. Când el călare pe calul din care tocmai mâncase jumate, îl găsește cos în zi. Și nu treabă pe cap. Vă dați seama ce înțelepe era dacă l-a întrebat pe cap? Deci, la noi, deci moral, poporul român, bărbatul e mai, puțin mai înțelept decât calul. Nu treabă pe cal, băi calule, iau cos în zi sau nu ia? Și calul zice, calul înțelept, da? Zice. Dacă e, o să spară rău. Dacă nu e, o să spară rău. Și atunci, de ce să fii nehotărât? Când orice îi face, tot prost iese. Și atunci, băi, are o variantă. Pum! Și vezi după aia. Așa că, nu mai plecați de la perspectiva că poate să fie mai bine. Plecați de la perspectiva că oricum e prost. Și atunci o să fiți foarte liniștiți în alegerea pe care o faceți. Nu o să mai aveți stresul că ați greșit. O să plecați direct la primul. Bă, dacă tot am greșit, poate ai uite greșiți pe partea asta. Aveți cuvântul meu, eu sunt specialist în eșec. Deci sunt, de fapt, dar, tocmai eșecul ăsta m-a făcut să înțeleg. Și n-am nicio teamă în tipa de față de a greși. Aș putea avea o teamă să greșesc dacă zbor cu avionul. Eu de asta am încă să pilotez eu. Pentru că știi, la mașină, mă mai mergi un pom. Dar la avion, cam mai greu. Alt avion? Ai înțeles? Și atunci, când faci greșeli de astea, mai e cum mai e. Dar acolo, la 600 km la oră, la 200 mai ai o șansă. Ați înțeles? Bun. Și atunci, pe măsură ce trebuie să faci greșeli mai mici. Da? Eu mi-am permis foarte mult să greșesc. Chiar foarte mult. N-am făcut-o cu rea intenție. Am zis, bă, hai să vedem. A fost test. Ok? Dar tocmai asta, m-am îndreptat către. Știți cum era aia? Din greșeală în greșeală spre victoria finală? Da. Dar nu învățam decât așa. Vorbesc foarte sus. Nu vă mai fie. Băi, cel mai rău lucru este să nu faci nimic. Nu vă mai fie teamă să greșiți. Când greșesc, tu învăț. Să se va la mine și zice, domnule, mă duc să fac un curs. Tu-te. Și dacă îmi bagă programele la nivel de ei, îți bagă. Și dacă înveți lucrurile, ei, înveți lucrurile. Păi cum mai? Foarte simplu. Dacă îți bagă programele negative la nivel exterior, o să întâmple ceva la nivel negativ la nivel exterior și o să le găsești. O să înveți ceva. Dacă înveți ceva prost, viața va încerca să-ți demonstreze că ai învățat acel lucru prost. Deci oricum o să evoluezi. Dar dacă stai acasă și nu faci nimic, nu o să evoluezi. Nu vă mai fie teamă. Sunteți ca aia, știți că le teamă să nu-și piardă. Știți pilda biblică cu e teamă că își va pierde sufletul, va pierde? Din cauza asta e. Pentru că dacă mie mi-e teamă, evident o să atrag evenimentele care mă fac să-mi pierd sufletul. Dar dacă mie nu mi-e teamă și zic, bă, dacă greșesc și mă gândesc, eu mă gândesc la succes, da? Bun. Și dacă mă gândesc la succes și zic, bă, ăsta e succesul meu, indiferent ce fac, chiar și dacă fac o prostie. M-am interpretat greșit un rol. Băi, e bine că învăț. Ce nu le-a convenit? Aia. Cel mai rău este că nu te bagă nimeni în seamă. Ai greșit acolo, acolo, acolo. Perfect! Știu ce să fac. Dar dacă nu știu unde greșesc, cum evoluez? Știi că e foarte ușor să vezi paiul din ochiul altuia, dar nu vezi bârna din ochiul tău. Și atunci ziceți mersi că cineva spune, bă, prostului, de ce ai făcut acolo? Aia, să rămână. Să rămână. Eu vorbesc serios. Vă le spun și lor bani cu sărmă. Se filmează. Ha? Nu pot să. Bagul cu sărmâna? Nu e bag, e realitate. Era un terapeut bun. Și îl chema Paica. Și Paica era un tip așa, bono. Cetură, neagră, judo sau ce era mare, așa, mai scapă, și la un moment dat,
era foarte mult pe terapie, pe, era radiestezist. Și la un moment dat, cu ajută pe un tip, nu știu cu ce lucrează, asta vine, avea un scaun mare, cu totul mare, imens, la asta, la 140 de gen. Și stătea cu mâinile pe margine la fotor, așa, și vine pata și strige și pe omul la care domnul a dat. Și a rămas tot cu să rămână. De viață că s-a rămas să rămână. Bine, era mai mișcă. El, ca să înțelegeți, s-a zmerit. E nasol când îți face cineva așa ceva. Adică, nu ăsta e sensul. Să-ți cupe cineva mâna pentru ceea ce faci. Totodată recunoașterea trebuie să vină cu totul alb. Cu totul alb fel. Dar la noi a rămas bac. Deci, nehotărârea vine din frica de eșec. Sau frica de succes. Care merg mână-mână de cele mai multe ori. Frica de succes. Poate să ducă bani, recunoaște. De unde poate să vină frica de succes? Vă dau un exemplu. Am întâlnit la copii mei. La copii, la școală, să vor să facă nu știu mai ce. Și la un moment dat, apar atacul psihic. Adică, încearcă să nu mai... Deci, efectiv, competiția asta de la școală, care ia locul tâi, care e mai bun, care e mai deștept, care e mai... Și apar atacul psihic pe copii ca să meargă mai departe în loc. O să întâlniți așa ceva la școală. Eu am văzut. Ai înțeles? Și atunci, când zice un copil de 10 ani, greu, of! Nu știu ce să zic. E, a zis ceva de genul greu cu succesul ăsta. Zic, dar de ce? Păi zice că era foarte bună la mai multe și atunci, pentru că era bună, aveam voie să... Deci mergea gratuit la acea oră. Deci ori de astea care se fac pe la școală, da? Și la orice, dădea examen, da? Și dacă era bunul așa, mergea fără bani. Dacă era bunul la balet, mergea fără bani. Dacă era bunul la pian, mergea fără bani. Da? Ceilalți trebuia să plătească. Și zice, greu cu succesul ăsta. Zic, dar de ce? Păi zice, de când am trecut la toate alea, am mai de cazuri. Vă dați seama că un copil ca să se dezvoltă cu frică de succes? Pentru că ea și-o va fura și va încerca să nu mai fie un frunte special, ca să nu mai aibă probleme. Eu am pățit treaba asta în clasa a doua și de atunci am rămas doar la mijloc. Deci de atunci nu mai dus mai sus. Nu știu ce problemă am avut la școală, în Austria. Eram doi mai buni la matematici și la noi recompense erau ca lume. Adică la școală, când îmi dau recompense în Austria, primeam cărți, primeam chestii, truse de desen, adică chestii frumoase, frumoase pentru noi. Pe vremea aia nu existau. Și la un moment dat am fost nedreptățit. Pentru că eram român. Și am fost la Austria. Și de atunci n-am mai fost. Mai am dus și n-am fost. Eu peste 7 luni n-am mai fost în școală. Nu m-a interesat. M-am supărat de când eu sunt de la ciudos. Și nu m-am mai interesat. Normal, nu nici premiu. Dacă așa, modelul. Și asta se termină, caracterul. O întrupare de genul ăsta, modul cum reacționez. Și asta poate să fie ducă la un moment dat la nehotărâre. Frica să... Că dacă ieși în față, ce iei? Și atunci ce să mai iei? Deci acum, dacă ar fi un război, Arceșanu, am plecat. Am văzut ce s-a întâmplat până ăștia 20 de ani, m-a liniștit.
unde e țara la tata. Acolo nu au ce să caute nici rușii, nici americani acolo. Ce să caute vârful pe alu. Nu-i nimic. Ați înțeles? Să lupt să ce? Să îmbogățească oameni. Și să facă... Mai ies eu vreodată ca la Timișoara, în studenție. Ever. Și aș totui și pe alții. Ați văzut promisiunea? Deci, filmul PN este promisiunea în România, găsiți pe cealaltă grafă, pe cealaltă grafă, și este cu Russell Crowe. E el radiestezist. E radiestezist și cei trei băieți ai lui pleacă în zonă război și se duce să-i caute. Morți. Oansa. Caz real. Asta e tot. Merită să vedem. Și apropo de cum privim noi. Și nu și-a dat seama că e un bullshit să mor pentru țară și pentru rege decât după ce ai găsit morți.